Bun găsit! În acest moment, autoritățile medicale sucevene au decis că la granița cu Ucraina sunt necesare măsurile de prevenire prevăzute de legislație și nu de control medical. Autoritățile continuă să monitorizeze evoluția cazurilor de infecții respiratorii, apreciind că situația trebuie tratată în mod echilibrat. Cel mai important aspect legat de epidemia de gripă cu virus AH1N1 este cel referitor la prevenție, susține purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență, doctorul Tiberius Brădățean. În ultima perioadă au început să apar tot mai multe cazuri de gripă. Sezonul de gripă este în plină desfășurare, dar mai important este faptul că la granița cu Ucraina avem în momentul de față o problemă deocamdată minoră creată de apariția gripei cu tipul AH1N1, care poate provoca, după cum se știe, complicații severe pentru pacienții cu această afecțiune. Deocamdată, la Spitalul Județean Suceava nu am înregistrat cazuri grave de gripă, complicații care să necesite asistare ventilatorie sau să necesite transferul pacientului în altă clinică. Și ne dorim să rămână așa în continuare, dar pentru aceasta trebuie să fim atenți și să respectăm câteva sfaturi, câteva recomandări cu privire la acest sezon epidemiologic de gripă. În primul rând, dat fiind situația creată în Ucraina, ar fi o recomandare din partea noastră ca medici să se evite pe cât posibil deplasarea în țara vecină și dacă se ajunge acolo să se respecte niște condiții minime, decente de igienă și de prevenire a infectării cu respectivul virus. Cu alte cuvinte, rugămintea este de a evita marile aglomerări, zonele în care se poate transmite cu ușurință virusul AH1N1. În afară de asta, este foarte important ca la primele simptome de boală care în gripă constau din febră cu ascensiune înaltă până la 40 de grade, cu dureri musculare, cu dureri osoase, cu senzație de oboseală marcată, să administrăm în primul rând medicamente simptomatice, să nu luăm tratament antibiotic, cu alte cuvinte, să luăm un antiinflamator, să luăm un antitermic, să bem lichide în cantitate suficientă care să ne permită hidratare corespunzătoare și să ne administrăm vitamine, vitamine din grupul C, din grupul D, care stimulează imunitatea. Potrivit autorităților sanitare sucevene, examinarea medicală a călătorilor care trec prin punctul de trecere a frontierei, pe motiv că în Ucraina este epidemie de gripă cu virus AH1N1, în acest moment nu se impune. Dar aceasta poate fi decisă doar de Ministerul Sănătății, în situații precizate explicit de regulamentul sanitar internațional adoptat în anul 2005.